puterea care biruiește. În Apocalipsa, capitolul 12, cu versetul 11, găsim scris: și l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturiei lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Mântuitorul vechează cu profund interes asupra familiei umane. Când s-a înălțat la Tatăl, El nu și-a lăsat urmașii fără ajutor. În viața sa pământească, El a biruit în favoarea lor, iar ei trebuie să biruiască în puterea Lui. Toți au de întâmpinat încercări, trebuie să ne luptăm cu vechile temperamente naturale, dar acestea trebuie să fie supuse lui Iisus Hristos ca să putem sta pe un teren avantajos cu Dumnezeu. Cununa slavei va fi pusă pe fruntea tuturor celor care au biruit ispita prin sângele mielului și prin cuvântul mărturiei lor. Acest cuvânt al mărturiei noastre înseamnă foarte mult. Acesta este înaintea întregului univers ceresc și înaintea lumii. Sufletul care îl necinstește pe Dumnezeu prin cuvintele și faptele lui, care nu îl recunoaște pe Hristos ca mântuitor al său, se pune singur de partea pierzătoare. Iisus este ajutorul tău. Nimeni nu înțelege atât de bine ca El particularitățile caracterului tău. El vechează asupra ta și dacă ești dispus să fii învățat, va răspândi în jurul tău influențe spre bine, care te vor ajuta să îndeplinești toată voia Lui. Ne pregătim pentru viața veșnică viitoare. În curând, va avea loc o mare examinare în care fiecare suflet ce încearcă să aibă un caracter creștin desăvârșit trebuie să suporte testul întrebării cercetătoare a lui Dumnezeu. Ai oferit un exemplu pe care alții îl pot urma în siguranță? Ai vegheat sufletele care trebuie să dea socoteală? Oștirea cerească este intens nerăbdătoare să suporți testul. Domnul privește cu cel mai profund interes fiecare suflet care se luptă. El iubește pe oricine. Dacă nu era așa, El nu ar fi dat niciodată pe singurul Său Fiu să moară pentru noi. Domnul îi va ajuta pe toți cei care vor face tot posibilul, umblând umil cu Dumnezeu. Să fim încurajați, să credem că avem un braț puternic pe care ne putem sprijini și că atâta timp cât ne bazăm pe puterea lui Hristos, nu îl putem dezonora pe Dumnezeu. Suntem încercați acum, dar la fiecare test să arătăm tuturor celor din jurul nostru că suntem de partea Domnului. O, iubitul meu părinte, îmi doresc atât de mult ca viața mea să arate că eu îți slujesc ție și că sunt de partea ta. Îți mulțumesc că și astăzi nu mă lași în necunoștință și că mă ajut să fiu biruitor. Fii slăvit și lăudat. Amin.